Luni 22 ianuarie, Consiliul Județean Hunedoara a organizat o întâlnire între reprezentanții companiei de distribuție Delgas Grid SA și primarii din județ care au în derulare proiecte privind înființarea sau extinderea rețelelor de gaze naturale. La invitația președintelui Laurențiu Nistor au răspuns majoritatea primarilor din județul Hunedoara care au în implementare proiecte de alimentare cu gaze naturale a localităților finanțate prin programul operațional Infrastructură Mare și programul național de investiții Angel Salini. Primarii prezenți în sală, dar și reprezentanții de semnați de aceștia au ridicat o serie de probleme punctuale cu care se confruntă în implementarea proiectelor. La rândul lor, reprezentanții companiei de distribuție au făcut precizări importante legate de modul de realizare a proiectelor și de optimizarea ulterioară a rețelelor pe fiecare din variantele de proiecte. Înființarea de rețele noi în zone neracordate până acum la rețeaua de gaze naturale sau extinderea rețelelor de gaze naturale pe anumite străzuri ori în anumite localități componente ale unități administrativ-teritoriale. Din start, aceștia au precizat că înființarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale se realizează în baza unei legislații specifice și complexe total diferită față de cea aplicată în cazul realizării infrastructurii de alimentare cu apă sau infrastructurii rutiere. În județul Hunedoara, prin programul operațional Infrastructură Mare, sunt finanțate 4 proiecte de dezvoltare a rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în municipiul Brad și în comunele Crișcior, Ilia și Dobra, prin asociere, Baru, Sântă Mărie Orlea și Sălașul de Sus, prin asociere, Baia de Criș, Vața de Jos și Ribița, tot o asociere. Prin programul Angel Salini sunt finanțate proiecte de înființare sau extindere a rețelelor de alimentare cu gaz în comunele Certejul de Sus, Bretea Română, Gurasada, Burjuc și Zam, într-o asociere, Brănișca, Hărău, Rapoltul Mare, Romos, Șoimuș, Teliucu Inferior, Totești și Vețel, precum și orașele Aninoasa, Călan, Gioagiu, Hațeg, Lupeni, Petrila, Petroșani, Uricani și Vulcan.